A fost un test bun, un antrenament bun, am încercat să ne facem treaba, să profităm de această pauză pe care am avut-o și am încercat să dăm totul în minutele în care am evoluat. Din păcate, de la 2-0 la 3-2, iată. Chiar dacă au fost două goluri noastre, mai puțin de 5 minute. În minutul 8 ai dat tu și Bărbuț Cristi în minutul 12, sper să nu greșesc. Da, meciuri amicale, se încearcă diferite tactici și nu avem ce să... Nu ne interesează așa de mult rezultatul, dar asta e, ar fi fost frumos să terminăm acest meci cu o victorie și această săptămână grea și sperăm să începem bine săptămâna viitoare pentru a pregăti meciul cu Sepsi. Îl testez pe Nițuri tot așa cu execuție? Eu încerc să-mi fac treaba la antrenamente și dacă mister decide ca eu să fiu în teren, atunci încerc să-mi fac treaba și să marchez, pentru că asta e rolul meu, de aia sunt aici. Dar eu încerc să-mi fac treaba și când se va apela la mine, o să dau totul. Cristi Bărbuț, ai marcat un gol foarte, foarte frumos. S-a văzut pe FCH TV live, da. A fost transmis pe canalul nostru de YouTube. E drept că a fost un șut deviat, dar multă lume poate nu știe. În momentul în care un atacant sau un mijlocaș trage spre și la poartă, există o doză de putere, adică nu lovești oricum balonul, știi? Adică ai dat tare și fundașul advers de asta a respins chiar peste portar, peste Sava în poartă. Da, 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 așa e. Cum ești, Cristi, după meciul ăsta? Sunt bine, mă bucur că ne-am făcut antrenamentul, un meci reușit, zic eu, mă bucur că am marcat și sper să continui la fel și în meciurile oficiale. Okay. Cum a fost meciul? De sus s-a văzut că a avut ritm. Adică au fost și niște body check-uri. Da, da, așa este. Chiar dacă a fost un meci amical, într-adevăr a avut ritm și s-a jucat aproape de ritmul unui meci oficial, zic eu. Ne bucurăm că am ieșit cu bine și că nu s-a accentat nimeni. Asta e cel mai important. Urmează o veche cunoștință a ta, Sepsi, Sfântul Gheorghe. Da, așa este. Sper să câștigăm. Asta îmi doresc, să luăm cele 3 puncte. Asta contează cel mai mult. Nu contează cine marchează, doar să luăm cele 3 puncte. Asta este cel mai important.